Dacă ești nou, abonează-te la canal și apasă pe clopoțel ca să primești notificare atunci când postez sau când fac live. Respect! Salutare, bă, fraților, și pe mine regăsim un episod din seria de Farm Simulator. Astăzi, după cum astăzi, o să dăm drum la producția de lână, pentru că, după cum vedeți, aici avem niște baloți și asta nu e singurul teren pe care îl avem. Dar pentru început o să vreau să vând niște canulă și dacă vreți să mai continuăm cu această serie, apăsați butonul acolo să simt peste 150 de lei, dacă se poate, ca în episodul anterior. Avem aici un preț de 2800 de euro, nu e un preț foarte, foarte bun, dar avem, nu ducem foarte, foarte bine cu bani, avem 34.000, o să trebuiască să punem la arat terenurile și dacă vedeți acolo, terenul ăla de iarbă este plin cu baloți, o să mai și vindem pe deasupra, pentru că cred că o să îmi ajungă destul, adică o să-mi rămână foarte mulți, pentru că a ieșit, nu știu, mă așteptam la mai mulți, dar a ieșit destul de mulți, au ieșit destul de mulți baloți, pentru că avem și terenul ăla mic, pe care l-am lăsat vreo 3 ori sau 4, așa o să-l fac și cu ăsta mare, dar acum o să-l tai de 3-4 ori și după aceea îmi balotez. Asta a fost doar o dată, deci gândiți-vă că am lăsat doar o dată terenul ăla mare și o să vedeți câți baloți au ieșit. Aveți Instagram-ul meu deschis, dacă vreți să-mi dați și mie follow la Lorențiu jos 32, să facem noi acolo 800, pentru că suntem 700 și ceva, vă mulțumesc extrem de mult. Și da, să spuneți în secțiunea de comentarii ce părere aveți voi despre acele jocuri și dacă vreți să mai continuăm cu... sigur e ăsta, sigur, da, ăsta e punctul de livrare, pentru că ok, hai să vedem cât putem scoate pe un... Bă, am scos foarte mulți bani, am scos vreo 50.000, ce e super wow, deci ia să vedem cât, ce preț mai este acum aia. O scăză, vedeți, o scăză foarte, foarte mult, hai să verificăm aici la asta, ia să vedem aici, uite, este la Barkey sau la Barkey, unde ar veni asta, ia. Cred că aici, nu, este Station, uite aici trebuie să fie 2700, dar o să las să vând restul data viitoare, avem aici 11 tone, aveam vreo 30 de tone cum ar veni, că asta are 21 de tone, cred că are această remorcă. V-am scos ceva, adică avem 93.000 și chiar ok, pentru că acum o să dăm drum la producția de lână și o să avem bani o grămadă, o să nu mai avem nevoie de atât de mulți bani și atât de multe chestii, nu o să mai fim. Vreau un următor, următoare update, vreau să-l dau la asta de tuns de tăiat iarbă și după asta o să vedeți, o să-mi cumpăr combina nouă. Acum mergem să luăm remorca automată și ne apucăm aici de balotat. Asta e terenul mic. Pe ăsta cred că o să intre tot la animale și o să mai rămână, pentru că avem aproape 50 de oi, deci wow. O să le las pe astea înșurate. Între timp o să vreau să pun pe ăsta să are, pentru că da, trebuie să dăm drumul să mai băgăm o dată canola, pentru că na, canola is the best. Și dacă vă pricepeți mai tare la joc, puteți să spuneți și mie ce să fac în următoare chestie, adică ce ar fi potrivit să fac, ce ar fi mai ok să fac. Hai să punem și noi această remorcă aici. Așa, mergem și o luăm pe cealaltă de baloți. Rapid și încărcăm baloți așa, Cileanu. Nu știu dacă pot să o răstorn. Teoretic ar trebui să o răstorn, dar fără, nu la punctul genul unde, că oricum nu o să intre toți și aș vrea să mai las deoparte, știi? Sau să-i vând, nu știu. Vreau întâi să fac 100% iarbă la astea. Deci n-ai cum să le întorci, ok, doar așa se pune, n-ai cum să-l ridici tu, trebuie să se ridice el automat la punctul de ăsta, la trigger-ul ăsta, știi? Așa, acum îi luăm pe rând, îmi place că speră să rând puși. Deja crește iarba. Așa, hai că punem frumos aici. Baloți frumos. Așteptăm să... Așa, frumos, bam. Și în iunie va apărea Farm Simulator 2020 pe Android și din câte am înțeles va fi și cu first person, ceea ce e super wow. Chiar abia aștept să se întâmple chestia asta, pentru că m-am săturat de joculețul ăsta atât de, nu știu. Bă, dar e prea, adică e bun, dar lipsește first person, nu știu ce zic. Ok, hai că am umplut aici remorca, mergem acum să dăm drumul la venit, frumos. Să dăm drumul la producție de lână. În sfârșit, după foarte, foarte mult timp în care au stagnat săracele oi pentru că n-au mai avut mâncare, o să mănânce acum. Hai să dau eu puțin mai așa. Așa, să venim fix pe centru. Haide. Nu mă interesează aia, că oricum nu vreau să răstorn acolo. Eu aici vreau să răstorn. Haide. Frumos. Așa. Bam. Uitați acolo cum se duc baloții frumos la treabă. Avem momentul ăsta la oi, avem
18% producție și avem 41 de baloți, adică 18 mai 41 de oi și o să mai aducem vreo 23% avem în momentul ăsta. Bă, decât nimic, acum o să trebuiască să înceapă oile să facă producție, lână acolo, tătuțul, să facem bănuții. Mare multă la până termină? Cred că acum termină și el. După, nu știu, pe la sfârșitul clipului, pentru că acum vreau să mă ocup cu oile. Vreau să le dau iarbă să nu mai am nevoie, deci vreau să văd cât încape, gen să ajungă 100%, să vedem cât încape și după ce ajunge 100% o să se vândă automat. Așa, dăm aici, deschidem frumos, așa, și dăm pe automat, dă-i drumul și fă-ți treaba, tătuțu. Hai să mergem dincoace, ridicăm chestia asta să putem să mergem și noi mai rapid. Așa, hai băieți, vă arăt acolo câți baloți am făcut, din episodul anterior știu că am început vreo 2-3 am făcut, dar acum băieți, avem ca lumea baloți. Încă a început să crească, am observat deci asta, baloții ăștia i-am scos doar pe o tăiere, deci n-am lăsat de 2 ori sau 3 ori. Să vedeți și voi acum câți baloți, că am vreo 5 baloți pe fiecare rând și deja a crescut, deci pot să o mai tai o dată. Dar totuși se văd. Bă, eu zic că au ieșit destul de mulți, dar o să, de acum o să las de vreo 2-3 ori să crească și să tai și după aceea iau ca lumea. Oricum scot vreo 3 remori de aici, cred. Sau, nu știu, vreo 2 tot scot. Hai să vedem, luăm așa pe rânduri frumos, giugiuc, încoace nu mai avem, nu? Deci ok. Deci terenul ăsta va fi tăiat fix după ce o să închid clipul, o să tai iarba, să fie treaba, să avem în următorul clip cât mai multă iarbă și cât mai mult progres. Și bă, vreau să-mi spuneți în secțiune, deci fiți atenți, dacă facem 200 de like-uri la acest clip, o să facem un live stream numai cu farming, fraților. Deci apăsați butonul de like acolo și dați share dacă ați ajuns până aici și dacă ați ajuns până aici, scrieți acolo hashtag vrem live stream cu FS18. Deci dacă strângem 200 de like-uri la acest clip, vă jur că o să fac live stream de vreo 3 ore cu farming, fraților. Deci cât progres putem să facem 3 ore, ia ziceți. Deci dacă vreți, scrieți acolo hashtag vrem live stream cu farming. Ok, gata, hai că am umplut o remorcă. Mergem și ducem acolo, ar veni vreo 40% iarbă. Deci chiar vreau să pornească mai repede producția asta de lână, pentru că e cam nașpa, fraților, fără lână. Deci chiar e nașpa, fraților, adică na, eram bazat, bă, cel puțin rămâneam fără bani. Mă teleportam la oi și vedeam câtă producție aveam frumos și dacă aveam ceva vindeam și scăpam de sărăcie. Dar acum na, trebuie să ne bazăm doar pe canola. Ia să vedem prețul la canola. Un preț foarte jalnic, după cum vezi, doar 2500 de euro. La lână 7176. Bă, un preț super giugiuc, foarte bun. Deci prețurile eu n-am vândut niciodată sub 7000, pentru că nu vreau să vând sub 7000, vreau să scot cât mai mult venit de la aceste oițe. Hai să facem noi așa, să se vadă frumos dintr-o parte, așa. Și mergem frumos pe drumuleț. Dăm așa dintr-o parte și să luăm trigger-ul. Da, știu că acolo n-am cum să pun. Uite, așa. Uite, așa. Așa. Hai. Frumos. Hai, mă. Gata. Ia uite acolo, băieții. Se duce balotul. Mamă, câți baloți intră acolo să moară Franța. Chiar dacă nu mai există loc acolo, dar avem în momentul ăsta 60%. Deja avem o producție, deci avem 1% producție. 60% baloți, cred că jumătate de remorcă sau o remorcă o să fie 100% și gata. Restul o să vindem, băieți, facem bani pe deasupra. După cum vezi, iarba a crescut iară. Deci o să trebuiască, după ce iau baloții ăștia, să tai iar. Se crește foarte, foarte rapid această iarbă și e super ok. Cel mai probabil poți să o tai, pentru că dacă poți să o tai, îți apare acolo pe mapă că poți. În ce stadiu este. Haide, luăm frumos baloții. Și îmi place că e ca pe FS17 de pe PC, gen cu remorca asta și cu animația asta, e super blană. Mamă, să-mi trag palme, cred că o să scot o remorcă și jumate, dacă nu mă înșel. Frumos. Ia, acum o să vedem dacă mi se vinde și mie baloți sau nu. Hai. Bă, nici acum nu ajuns la 100%? Mă, ești prost. 90%?
Băi, fraților, mă așteptam să am 100% și să mai și vând. What the fuck? Hai, 3 baloți. Nu mă așteptam, fraților, să scot atât de puțin, dar ținând cont că de pe terenul ăsta mare a fost doar o dată tăiat și după l-am tăiat doar de două ori, cred că sau trei ori. Și na, este ceva. Deci o să las pe ambele terenuri de 4 ori, mai ales de pe ăsta mare, fiți atenți, mamă, deci 4 ori. Chiar vreau să văd cât pot eu să scot de pe terenul ăla mare tăiat de 4 ori. Stai seama, de fucking 4 ori. Mergem să lăsăm și ăștia 3 baloți. Și o să pregătesc ca să summon off camera, să plantez summon, mi se pare cam ciudat termenul, dar da, așa se folosește, acest cuvânt se folosește mai des la țară, nu cred că la oraș este folosit acest termen, mă înșel sau nu știu, îmi pare rău dacă mă înșel sau mă, nu știu, poate spun ceva greșit, dar îmi pare rău. Așa, hai să punem și acești 3 baluți, foarte, foarte mulți, uitați acolo unde se duc, că e 3 baluți, bam. Și lăsăm remorca deoparte. Acum punem remorca asta la întâi. Dar cât la sută avem la oia? 92 și 2%, 43 de oi. What the fuck? Hai că termenul și ăsta de arat. Mergem și arăm și dincolo. Și o să, Simon, o să, nu știu, o să plantez off camera. A să iau o semnătoare sau nu știu cum îi spune la asta. Cultivator sau nu știu, I don't know. Mai verific o dată prețul la... Prețul, am zis, nu harta. Da, prețul nu mai crește. Trebuie să mă duc să bag motorina asta înainte de a-l pune la treabă, că nu mă are zare de motorină. Da, hai să punem să plantez aici. Așa, am zis că nu mai pun canola, dar na, până la urmă trebuie să pun, pentru că încă n-am ieșit din... din pragul ăsta atât de slab cu banii, dar da, o să ieșim noi la un moment dat. Așa, punem frumos jos și dăm mod automat. Bă, băieți, cam ăsta a fost și clipul de astăzi, eu sper că v-a plăcut, eu am fost la Renițu, eu apăsați pe acolo și noi ne vedem data viitoare și lăsați în secțiunea comentarii o părere despre acest joculeț și da, eu v-am pat, ceau bă, fraților, pa, pa!